Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Epistola lui Iuda. Pagina 1204 în Sfintele Scripturi, Epistola lui Iuda, începând cu versetul 1. Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urma a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: Domnul să te mustre! Aceștia, dimpotrivă, batjocorește ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea, niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare cărora le este păstrată negura întunericului pentru veșnicie. Și pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, preiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi, căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc, de alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Domnul să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile.
Sunt deosebit de onorat și binecuvântat să fiu împreună cu dumneavoastră la slujbă în această seară. Așa după cum a menționat fratele păstor, ne cunoaștem de o bună bucată de vreme. Are în Biserica Elim din Chicago părinții, frate, soră, ori de câte ori vine, este acasă. Apoi ne-am bucurat de multe ori de slujirea fratelui Radu în mijlocul bisericii noastre, ori de câte ori vine, este apreciat, iubit și o binecuvântare pentru noi. Este pentru prima dată când sunt în mijlocul dumneavoastră, vă aduc salutări de la Biserica Elim și din partea Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada, harul și pacea Domnului, pe care vi le dorim înmulțite. Ele v-au fost transmise de pastorul Adrian Tișe, care e de aici, din Oradea, și care este pastorul asistent al bisericii noastre, viitorul pastor principal, dacă Dumnezeu ne dă sănătate și viață, și care știu că v-a vizitat și mi-a spus multe lucruri frumoase despre Biserica Philadelphia, pe care le pot vedea în persoană. Nu sunteți absolut deloc deosebiți și biserica este extrem de asemănătoare de ceea ce suntem noi în Chicago. Iată de ce și eu mă simt ca acasă. Vreau să mă bucur împreună cu slujitorii acestei biserici pe care i-am întâlnit în mai multe ocazii, pe fratele pastor Ilie Jolța, și știam, am trecut odată pe lângă biserică, mi-a arătat-o cineva și acum mă bucur să fiu cu dumneavoastră. De fapt, în seara aceasta, în afară de mine, Biserica Elim a fost destul de prezentă. Ați cântat cântarea de N-ai fi tu de partea noastră, care este compoziția unuia dintre păstorii din biserica noastră, fratele Doru Gârboan. Și cam pe unde mă duc, și fratele Aditișe e compozitor, peste tot mi se cam cântă cântări compuse de... Dacă ați auzit de cântarea Dacă trăim pentru Domnul trăim, Dacă murim pentru Domnul murim, Aditișe e compozitorul acelei cântări. Dragii mei, în seara aceasta am ales acest text din epistola lui Iuda datorită faptului că în acest capitol, printre mai multe lucruri care reprezintă anumite puncte pe care vreau să le parcurg, există două expresii care cel puțin mie îmi îngheață și raspinări. Prima este: m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Și a doua este în versetul 4, căci s-au strecurat printre voi unii oameni. Epistola lui Iuda nu este o epistolă evanghelistică. Nu se adresează oamenilor care au nevoie de mântuire, se adresează oamenilor care sunt în pericolul de a-și pierde mântuirea. Ați cântat mai devreme o cântare a grupului Speranța. Suntem între alegerea de a ne pierde mântuirea sau de a ne păstra mântuirea și de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Știu că există o teologie a siguranței eterne a mântuirii care îi minte pe oameni că mântuirea nu se poate pierde. Acum, mântuirea nu se poate pierde cum ți-ai pierde portofelul. Mai mulți ani în urmă era o soră în vârstă în biserica noastră și nu știu cum, din greșeală, i-o fi căzut portofelul din geantă, nu l-a pus bine când s-a făcut colecta, o fi dat cu piciorul peste el, l-a dat câteva bănci mai în față și cum sunt surorile mai în vârstă și mai responsabile și mai grijulii, când se plece și-a deschis geanta și n-a găsit, n-a văzut portofelul.
A scotocit două, trei secunde, a văzut că nu e acolo și în timp ce ne pregăteam să ieșim din sanctuarul bisericii la încheierea serviciului, am auzit un strigăt, un țipăt îngrozitor, am rămas toți șocați. Sora a strigat cât a ținut-o gura: fraților, surorilor, stați pe loc toți, ajutați-mă să-mi găsesc portofelul. Am pierdut portofelul. Da, am spus la ușier, ușa blocată, nu pleacă sora fără portofel. E, l-a găsit sub un scaun și l-am dat. Mântuirea nu se poate pierde așa. Mântuirea nu se strică cum se strică un aparat, cum se strică o mașină. Mântuirea nu se învechește cum se învechesc hainele de pe noi. Nu în sensul acesta se poate pierde mântuirea. Mântuirea se poate abandona. Ce am împotriva ta e că ți-ai părăsit, nu neapărat ți-ai pierdut, dragostea din tâi. Or, Dumnezeu, când ne-a oferit mântuirea, ne-a oferit-o în modul cel mai simplu posibil. În Deuteronom, omului Dumnezeu Moise, când aduce legea poporului Israel, le spune: cuvintele acestea nu sunt departe de tine, ca să zici cine ni le va aduce, nu sunt greu de împlinit. Mai târziu, apostolul Pavel, atunci când vorbește despre primirea mântuirii, citează versetele acestea din Deuteronom și spune: nu trebuie să ne uităm în sus, să spunem cine ni-l va aduce pe Hristos din cer, ca să ne aducă șansa mântuirii. Nu, El este aproape de tine, cuvintele acestea sunt aproape de inima ta. Tot ce trebuie să faci este să accepți mântuirea, să primești jertfa Domnului Iisus Hristos și ești mântuit. Dar apoi începe un proces care ține o viață întreagă. Vedeți aici, poate că tema centrală a epistolei sobornicești a lui Iuda este libertatea răstălmăcită a Harului. Interpretarea greșită a acestei noțiuni de libertate în Hristos. Pentru că spune că acești oameni neevlavioși schimbă în desfrânare harul. Harul este un concept de ordin divin. Este mântuirea oferită unor oameni care n-au niciun merit și care n-au cum să se salveze singuri. Într-o coajă de nucă, asta înseamnă har. Harul ne eliberează și vine conceptul acesta al libertății noastre în Hristos. Luat de acești trubaduri, oameni despre care Iuda vorbește pe parcursul acestei epistole, că sunt niște stele rătăcitoare, niște pomi tomnatici fără rod, niște valuri care își spumegă nelegiuirea lor. Sunt foarte activi. S-au strecurat și au oarecare bază de admiratori. Au început să aibă un electorat puternic, inclusiv în mișcarea penticostală, din nefericire. Dragii mei, libertatea este un concept real. Domnul Iisus Hristos a spus: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi sau liberi. Și eu când le ascult conceptele și metodele de înduplecare a oamenilor ușuratici, care ei înșiși nu cercetează scripturile și iau de bun tot ce li se spune, ei prezintă lucrurile în felul următor. Am ascultat o cântare, mă bucur că nu o cântați aici, sau cel puțin am auzit-o eu: sunt liber să dansez mai mult, sunt liber să joc, sunt liber să mă bucur, sunt liber, o groază de strofe are. Tot timpul cântărețul era liber să facă temirce. Și am stat auzind aceste versuri și am spus: extraordinar, domnule, când eram în lume, asta nu puteam face, nu puteam dansa. Aveam picioarele înnodate. A trebuit să vină Hristos, să
să ne elibereze ca să putem noi dansa. Ei pun pe seama libertății în Hristos și pe baza bucuriei în Hristos lucrurile acestea. Am spus recent bisericii pe care o păstoresc, pentru că există această tendință să credem că oamenii care sunt puțin mai liniștiți, mai sobri, care sunt puțin mai retrași în ei înșiși, care nu sar în sus prea mult, nu râd, n-au... Americanii sunt experți la zâmbetul de plastic. Însă să te ferească Dumnezeu să dai de acreala lor când se termină glazura, tencuiala aia de plastic care zâmbește. Să vezi când ai și de... Că oamenii sunt peste tot la fel. Asta este realitatea, fraților. Noi spunem, românii sunt așa, americanii sunt așa, ungurii sunt așa, francezii sunt așa. Bă, toți sunt oameni. Toate aceste stereotipuri ni le-am format noi. În realitate, oamenii sunt oameni peste tot. Și fără Dumnezeu, toți oamenii sunt răi. Și se interpretează că oamenii care sunt puțin mai sobri, sunt puțin mai liniștiți în felul lor, oamenii ăștia nu se bucură de bucuria mântuirii. Trebuie dintr-o dată să ne strâmbăm, să sărim... Eu nu sunt împotriva exteriorizării, nu suntem coloane de piatră să stăm rigizi și să nu ne exprimăm bucuria mântuirii. Dar tocmai pentru că suntem diferiți din punct de vedere temperamental și emoțional, nu trebuie nici să credem că cine se bucură trebuie să-l considerăm puțin mai ușor la minte sau cine e mai sobru să-l considerăm mai serios. Pe de altă parte, nici să nu-i considerăm pe oamenii care ridică mâinile, care sar în sus, care mă rog, că ăștia doar ei se bucură și omul care stă puțin mai retras în banca lui este, nu știe, se bucure sau poate n-are bucuria mântuirii. Cum spunea odată unul, ăștia sunt castraveți murați. Nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Suntem foarte diferiți. Asta este realitatea. Și trebuie să ne acceptăm unii pe alții în forma noastră de manifestare, cu anumite limite de decență. Însă libertatea noastră în Hristos nu are de-a face cu aceste exteriorizări. Știți că recent în Timișoara au avut loc niște întruniri, niște conferințe, unde oamenii pur și simplu au fost trântiți pe spate, au început să se rostogolească într-o agonie, niște lucruri care pentru mine, dincolo de exagerare, cad în sfera demonicului. Sunt nepenticostale aceste manifestări. Sunt nepenticostale. Și i-am auzit vorbind despre împărăția lui Dumnezeu aici acum, ei validau relația acestor oameni cu Dumnezeu prin faptul că aveau aceste experiențe. Aceste experiențe le garantau acestor oameni că sunt într-o relație bună și corectă cu Dumnezeu. Și lucrul acesta nu este adevărat. Biblia spune că dacă inima nu te osândește, atunci ai îndrăzneală, ai încredere în relația ta cu Dumnezeu. Libertatea noastră în Hristos și pe care ne-a adus-o Hristos nu are de a face cu faptul că poți să faci ce vrei, ci că poți să faci ce trebuie. Ce nu puteam noi să facem când eram în lume? Nu-L puteam sluji pe Dumnezeu. Nu puteam împlini voia lui Dumnezeu. Nu puteam trăi în neprihănire. Nu ne puteam lăsa de vicii. Am povestit de multe ori experiența întoarcerii lui tata. Undeva în sfârșitul anilor 50, tata este în vârstă, are 88 de ani acum, și când el s-a întors la Dumnezeu, mama lui, bunica mea, a fost prima pocăită din toată familia noastră. Noi avem o familie foarte numeroasă, foarte mare, probabil la vreo peste 200 de pocăiți penticostali acum. Împrăștiați un pic, dar suntem toți din aceeași familie. Prima pocăită din familia noastră a fost bunica mea. Și mergea într-o bisericuță de cartier în București și l-a chemat pe tata la biserică de mai multe ori. Frații au ajuns să-l cunoască. Tata a avut o singură problemă, un singur viciu de care nu se putea lăsa absolut deloc. Era fumatul. Tata fuma o singură
dată pe zi, de dimineața până seara și uneori și noaptea. Nu se despărțea de pachetul de țigări din buzunar. Și de multe ori a fost cercetat de Domnul în biserică, însă nu putea să se pocăiască, pentru că în vremea aia oamenii considerau că pentru a te pocăi trebuie să te lași de anumite vicii, trebuie să renunți la anumite vicii. Și se gândea, da, dacă nu mă pot lăsa, merg acolo în față, promit că mă pocăiesc și, pur și simplu, nu mă las de viciile astea. Și la un serviciu divin era ușierul bisericii pe care l-am cunoscut până când am plecat din țară, în anii 80, fratele Vasile Șchiopu. Nu-l chema Șchiopu, era Șchiop. Și așa Șchiop cum era, șontâc, șontâc, el era ușier, el îi așeza pe frați. S-a întâmplat că în duminica în care tata s-a predat la serviciu de dimineață, fratele Vasile Șchiopu s-a așezat lângă el pe scaun. Și l-a văzut pe tata că sufla greu, lăcrima, auzea cântările, auzea predica și și-a dat seama că e cercetat și a spus, Ionele, predă-te, Ionele. Tata știa că are pachetul de țigări în buzunar și nu s-a predat. I-a tot dat ghionturi, tot timpul programului, până la un moment dat când au cântat cântarea Doamne Bun Ascult. Aveau un cor bunicel pentru vremea aia și au cântat cântarea Doamne Bun Ascultă. Când a cântat cântarea Doamne Bun Ascultă, tata a început să plângă. Și păstorul, care îl cunoștea și știa că vine la biserică, dar că nu se predă, s-a ridicat în picioare imediat după cântare și a început să facă chemare. Și făcea chemare, se uita la tata, pe de o parte tata plângea, păstorul îl chema, fratele Vasile Șchiopu îi mai dădea câte un ghionte și tata stătea tot jos. Până când, exasperat, fratele Vasile Șchiopu l-a ciupit de picior, dar l-a ciupit așa de tare ca să ride durere în sus. Și păstorul de la Anvon, când a văzut că s-a ridicat, zice, s-a predat Ionel, vino Ionel în față. Și s-a dus Ionel în față și când s-a dus în față, s-au rugat pentru el și acum a ieșit tatăl meu afară din biserică, singur, singur el, l-a apucat amețeala. O spaimă cumplită și a spus, m-am predat, sunt al lui Hristos și am pachetul de țigări în buzunar. Și a spus așa, Doamne, nu te rog să mă ajut să nu mai fumez. Te rog să mă faci să-mi fie rău de la fumul de țigare. Să-mi vină rău când simt miros de țigare. A făcut praf pachetul și l-a aruncat la un coș de gunoi. Din ziua aia, dacă mergeam pe stradă, mai târziu s-a căsătorit cu mama, m-au avut pe mine, frații mei, sora mea, mergeam pe stradă cu tata și când vedea o bodegă de la distanță, zicea, hai tată să mergem pe trotuarul celălalt ca să nu-mi vină rău. Fizic îi se făcea rău când simțea fum de țigare. Dacă eram în stație și fuma unul, plecam de acolo și mergeam o stație pe jos, ca nu cumva să miră. Nu putea să suporte să stea lângă oameni care fumau și dacă nu fumau, le miroseau hainele. Nu suporta. Frați și surori, asta înseamnă libertate în Hristos. Asta înseamnă libertate în Hristos. Or, până la urmă, libertate în Hristos înseamnă doar un singur lucru. Dumnezeu a dat liber arbitru omului, dar doar pentru o decizie. Decizia de a-ți alege stăpânul. Odată ce l-ai ales pe Dumnezeu ca stăpân, pe Hristos ca Domn, tu ai ales stilul de viață pe care îl poruncește acest Domn. Există un stil de viață al împărăției Lui. Când oamenii îl resping pe Domnul Iisus Hristos, să nu credeți că îl resping, că nu le place că e vindecător, că le înmulțește pâinile, că doar le-a spus, voi n-ați venit pentru că credeți în mine, ci pentru că v-am dat pâini să mâncați în pustie. Ei ar vrea un Hristos care să-i perie, să-i laude, să-i aprecieze, să le vindece bolnavii, să le învie morții, să le dea mâncare, să fie valetul lor de serviciu.
să le dea toate binecuvântările din lume. De-aia teologia prosperității are așa mare trecere. Pocnești din degete, ești un bun creștin și îți răsare din nimic Mercedesul la poartă. Nu că am ceva împotriva Mercedesului. Dragii mei, toate aceste învățături și teologii au la bază un Hristos căruia îi se contestă autoritatea. Ascultați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. În încheierea versetului 4. Și tăgăduiesc pe singurul nostru, ce? Stăpân și Domn, Iisus Hristos. Nu-L tăgăduiesc, nu-I întorc spatele vindecătorului Iisus, medicului Iisus, făcătorului de minuni Iisus, ci stăpânului și Domnului Iisus, care îți spune ce ai voie să faci și ce n-ai voie să faci, cum ai voie să trăiești și cum n-ai voie să trăiești. Când L-ai primit pe Hristos, tu nu mai faci ce vrei. De fapt, libertatea este un miraj, este o minciună, nu există libertate absolută. De asta Apostolul Pavel spunea, voi vă dați mădularele voastre roabe, ori păcatului, ori neprihănirii. În momentul în care ai devenit robul cuiva, asculți de el, îi îmbrățișezi stilul de viață. De asta Biblia spune că cine rămâne în Hristos trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Singura libertate pe care o ai e să-ți alegi stăpânul. Când ai ales stăpânul, i-ai ales stilul de viață. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și pe urmă trebuie să citim și versetul 10 din Efeseni, capitolul 2, căci voi sunteți lucrarea Lui, zidirea Lui, creația Lui și ați fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte ca să umblați în ele. La fel, oamenii care rămân în diavolul, că Biblia spune toată lumea zace în cel rău, îi acceptă stilul de viață, vă aduceți aminte conflictul dintre Domnul Iisus Hristos și farisei. Mie mi se pare foarte interesant conflictul dintre Domnul Iisus Hristos și farisei. Foarte interesant. Vedeți, când El vorbește cu ei despre eliberare, despre libertate, vorbim despre libertatea răstălmăcită a Harului. Să știți că există o libertate răstălmăcită a legii. De tensiunea aceasta permanentă între lege și har, pe care probabil ați auzit-o în mesajele multora. El le-a spus că trebuie să fie eliberați și ei s-au ofensat pentru asta și au spus, zice, cum adică să fim eliberați când noi n-am fost niciodată robii nimănui? Ce fals, ce minciună. Acum, interesant, Domnul Iisus Hristos putea să contrazică afirmația lor în modul cel mai simplu, trebuie să dea perdeaua la o parte, să spun, băi, de detașamentul ăsta de soldați care mărșăluiește pe stradă, ăștia ce caută aici? Ce sunt ăștia? Păi sunt romani. Și ce fac ei aici? Stăpâneți peste voi. Sunteți robi. Sunteți robi. Dar nu problema asta îl frământa pe Domnul Iisus Hristos. Le spune, voi îl aveți ca tată pe diavolul, pentru că vreți să mă omorâți, pentru că mințiți, și El este tatăl minciunii, pentru că L-ați acceptat ca stăpân. Și ei ar fi spus, noi n-am semnat niciodată un contract cu Satana să-L urmăm. Întrebați dumneavoastră odată un om, vrei să fii robul Satanei? O să spună, nu. Însă dacă i-ai îmbrățișat stilul de viață, ești. Pentru că ori îl accepți pe Hristos și trebuie să-l accepți ca Domn și Stăpân și să îmbrățișezi principiile și valorile împărăției Lui și să ți le însușești și să le trăiești, ori, că direct sau indirect, că voiți sau de cele mai multe ori implicit prin faptul că ai îmbrățișat stilul de viață al lumii, îl ai ca stăpân pe cel rău. Și ești legat de păcat. Acum, în momentul în care vorbim despre farisei, fariseii credeau în lege. Și dintr-o dată
îi auziți pe acești oameni care profesează sau proclamă libertatea lor în Hristos. Și noi vorbim de libertatea în Hristos în sensul pe care vi l-am descris mai devreme în convertirea tatălui meu. Oameni care eram robi, legați și care am fost eliberați de sub puterea păcatului, dar care ne declarăm copiii lui Dumnezeu și robi ai neprihănirii și robei lui Dumnezeu în neprihănire. Nu ne-e rușine să ne recunoaștem statutul de robei Domnului. Acum, pe toți cei care nu acceptă neevlavia lor, pentru că ei sunt neevlavios, care este definiția evlaviei? Evlavia este interiorul arătat la exterior. E un pioșenie. Un om evlavios arată în exterior interiorul pe care îl proclamă. Pentru că nașterea din nou, transformarea noastră se face în interior. Dar ea trebuie văzută în afară. Legea are trei dimensiuni. Asta trebuie să fim foarte atenți atunci când spunem legaliștilor. Dai puțin, dar ce înseamnă lege? Noțiunile, termenii biblici sunt destul de complexi, frați și surori. Și dacă, cum am vorbit de mântuire mai devreme, pe mântuirea nu înseamnă un singur lucru, că înseamnă trei. Primirea, păstrarea și pe urmă perpetuarea mântuirii. Abia atunci devine mântuirea sigură. Când ai pus mâinile pe piept și ai fost făcut desăvârșit în Hristos. Ai ajuns la desăvârșire. Însă, nici legea nu înseamnă un singur lucru, că înseamnă trei. Este legea ceremonială sau rituală, este legea morală și este legea caritabilă. Ce a făcut Hristos cu ele? Legea rituală, din care fac parte tăierea împrejur, sabatul, lunile noi și zilele de sărbătoare, jertfele de animale, nu? Toate acestea le-a împlinit în El însuși, în trupul Lui. Asta a făcut Hristos cu legea. N-a desființat-o, a împlinit-o, legea rituală. Ce făceau farisei? Ei respectau cu sfințenie legea rituală. Aduceau jertfe, aveau parte de tăierea împrejur pentru că erau evrei, țineau sabatul, își făceau haine lungi cu ciucuri, făceau rugăciunile rituale, veneau la templu, dădeau zeciuielile, cum a făcut fariseul care a venit să se laude înaintea lui Dumnezeu cu toate meritele lui, nu? Și erau văzuți, arătau la exterior ce? Faptele legii rituale. Dar legea nu e doar rituală, este legea morală. Ce a făcut Hristos cu legea morală? Ați auzit în lege că s-a zis să nu ucizi. Dar eu vă spun, dacă cineva urăște pe fratele său, este un ucigaș. Ați auzit în lege că s-a zis să nu prea curvești. Dar eu vă spun că dacă cineva a privit o femeie să o poftească în inima lui, a și prea curvit în inima lui. Ce a făcut cu legea morală? A înăsprit-o, a îngustat-o. În legea veche n-aveai voie să faci. În legea nouă n-ai voie nici să gândești sau să poftești. Iată de ce, dragii mei, când vorbim de lege și îi numim pe unii legaliști, trebuie să ne uităm la ce se referă Pavel în Galateni, în Romani, atunci când îi critică. Care sunt meritele și valorile exterioare cu care se lăudau farisei? Pentru că Domnul le spune, sunteți imorali, interiorul vostru este un mormânt văruit, plin de necurății și de oseminte. Pentru că îi călcau legea morală și legea caritabilă. Știți cât de călcători de lege caritabilă erau? Păi până să te duci să faci bine la oamenii din stradă, trebuie să faci bine celui din casa ta. Și știi ce făceau farisei? Spuneau, îmi pare rău, tată, luna asta nu pot să-ți dau niciun cadou, nu pot să-ți aduc de mâncare, nu pot, că eu am închinat Domnului lucru pe care trebuia să ți-l dau ție. Nu făceau bine nici celor din casa lor. N-aveau grijă nici de părinții lor. Ei, legea rituală Hristos a împlinit-o, legea morală a înăsprit-o, a îngustat-o
și legea caritabilă a întărit-o. Dacă în vechime era vorba să-ți iubești pe aproapele ca pe tine însuți, în noul legământ trebuie să-L iubești pe aproapele ca pe Hristos. Că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unea dintre acești neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Ei, care e diferența între farisei clasici și farisei moderni? Are de-a face tot cu exteriorul. Fariseii de atunci așezau în exteriorul lor faptele rituale ale legii. Pavel niciodată nu i-a criticat că sunt morali, că sunt cu scaun la cap, că se poartă decent, nu, că se îmbracă decent. Nu pentru asta i-a criticat. Ce, nu-i lași să-și pună zorzoane pe cap, le spui că trebuie să fie îmbrăcați decent, să nu fie indecent și îi spun, legaliștii ăștia cu poruncile lor cu privire la îmbrăcăminte, iar predică ăștia țoale, iar predică zdrențe. Păi, fraților, să mă iertați. Odată, am stat de vorbă odată cu un păstor că m-am supărat și a trebuit să dau un avertisment și mi-a spus, frate, eu nu predic Evanghelia cârpelor. Zic, mă, dar subțire e Biblia ta, mă. Păi dacă scoatem toate paginile unde e vorba de cârpe și de zdrențe, rămânem cu o Biblie subțire, fraților. Biblia vorbește și de cârpe. Că fac parte din evlavie, din exteriorul a ceea ce este în interior. Ei, fariseii de atunci rezolvau problema exteriorului, dar nu rezolvau problema interiorului. Faptele legii, legea rituală, prin sabat, prin tăiere împrejur, prin păstrarea ritualurilor, a legii, a jertfelor animale, toate astea erau îndeplinite cu sfințenie. De ce? Pentru că în spatele îndeplinirii legii rituale ei să trăiască o viață și lipsită de moralitate și lipsită de caritate. Dar se ascundeau în spatele exteriorului. Fariseii de tip modern vin și spun, nu vă uitați la exteriorul meu. Am un prieten, a vizitat România odată, aici l-a găsit, în America sunt peste tot, dar a găsit unul și în România. Lider de închinare, cu niște plete până aici și a fost și la coafor și le-a făcut cârlionțate. Asta, un om foarte liniștit în banca lui, decent, când l-a văzut a rămas cu gura căscată, uite așa a rămas cu ochii la el. Ăla probabil, simțindu-se cu reflectorul pe el, s-a uitat, s-a simțit puțin jenat, zice... Știți, eu sunt lider de tineret, știu că am plete cam mari, nu vă uitați la exteriorul meu, că eu îl iubesc, dar ăsta se uită prietenul, zice, dar la ce să mă uit? La ce să mă uit? Frați și surori, ascultați, când oamenii vin în mijlocul nostru, că în bisericile tradiționale, istorice, dacă le zici de Iisus, dacă le zici de Sfinți, măcar îi iau pe pereți. Și omul zice, să uită la un Hristos răstignit pe cruce. N-are nicio valoare spirituală, doar o chestie ieftină, care nu clădește, nu zidește, nu îmbunătățește cu nimic viața enoriașului. Dar, Dumnezeu, măcar îl arată și îl vede ceva. Noi nu avem așa ceva în bisericile noastre. Dar îl predicăm pe Hristos. Și spunem, Hristos e aici, uitați-vă la El. Și omul se uită în stânga, în dreapta și nu-L vede pe Hristos. Mai și spunem, auziți impertinență, nu vă uitați la oameni, nu vă uitați la noi. Uitând că Pavel le-a zis, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Urmați-mă pe mine, fraților, urmați credința pe care ați văzut-o la mine, stilul meu de viață. Ei, noi venim și le spunem la oameni, nu vă uitați pe pereți, că n-avem nimic pe pereți, nu vă uitați la noi, că suntem vai de capul nostru, și omul zice, Doamne, dar la ce să mă uit? Și uite, așa ajunge fiecare să-și creeze un Dumnezeu, un Hristos al lui, care îi dă voie să facă ce îi place lui. Și exteriorul nu contează. Întrebarea mea este, dacă exteriorul este pus la punct,
ar fi șansa să fie ceva și în interior? Răspunsul e da, că inima o citește Dumnezeu. O să vă dau imediat o ecuație, să vedeți cum ne putem noi verifica autenticitatea credinței noastre. Dar înainte de asta, dar dacă exteriorul nu este pus la punct, dacă la exterior arătăm ca lumea, că Biblia zice, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Când eu mă duc în fața oglinzii, nu pun ca termen de comparație pe Hristos, decența, sfințenia, curăția, pioșenia, evlavia, ci pun moda și chipul lumii. Deci te duci la frizer, au acolo foarte multe picturi și spun, cum vrei să te fac? Cum vrei să arăți? Păi vreau să arăt așa. Eu nu cumva unii se duc ei cu picturile lor de acasă și merg la un special și spune, fă-mă să arăt așa. Frați și surori, când am rezolvat problema interiorului, exteriorul arată întotdeauna bine. Dacă n-arată bine exteriorul, precis interiorul nu arată bine. Și să vă spun de ce. Noi avem o vorbă, cred că e strict românească, asta chiar că e numai românească. Zice, băi, zice, are o gură rea, zice, dar are o inimă de aur. Ați auzit așa ceva? Frați și surori, ascultați-mă. Gura vorbește din prisosul inimii. Rău de gură, rău de inimă. Un om bun nu poate să aibă gură rea. Tot felul de clișee din astea am auzit. Au să nu-ți fie frică de ăla care are gură rea, că are inimă bună. Să-ți fie frică de ăla care e miros și lingușitor, că să vezi ce te taxează. Nu zic că nu. Sunt oameni prefăcuți. Dar exteriorul întotdeauna, când e rău, dă de gol un interior rău. Ascultați ecuația evlaviei și pe urmă am să vă spun cum ne verificăm dacă suntem creștini autentici sau nu. Apostolul Pavel îi dă această ecuație a evlaviei lui Timotei. În 1 Timotei capitolul 3, versetul 16. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cum rezolvăm această ecuație plină de necunoscute a evlaviei? Dom'le, este evlavia acestui om de adevărat? El vine, el își împreună mâinile atunci când se roagă, el ridică mâinile atunci când cântă, arată decent. Ce-l face pe omul ăsta să fie cu adevărat evlavios? Și acum ascultați. Cel ce a fost arătat în trup. Cine a fost arătat în trup? Domnul Iisus Hristos, că e vorba de evlavia lui. Din pricina evlaviei lui, Dumnezeu l-a ascultat, spune Apostolul Pavel în Evrei. Dar aici zice, cel ce a fost arătat în trup, adică exteriorul, stilul lui de viață, faptele lui, vorbele lui, comportamentul lui, purtarea lui, a fost dovedit neprihănit în Duhul. Prin faptul că a fost arătat în trup, cum trăiește, ce face și ce nu face, unde merge și unde nu merge. Prin faptele lui a fost, prin arătarea exterioară a vieții trăite în trup, pentru că Dumnezeu ne va duce la socoteală pentru toate faptele pe care le-am făcut când trăiam în trup. Prin exteriorul trăit în trup, se dovedește neprihănirea în Duhul. Știu că putem preface exteriorul, dar asta nu înseamnă să începem să nu mai ținem cont de exterior, pentru că doar interiorul contează. Fariseii de modă veche spuneau, am rezolvat problema exteriorului, interiorul nu-l puteți verifica. Și eu declar că interiorul e bun, că exteriorul e bun. Ăștia vin și spun, exteriorul nu contează, dar ia-mă pe mine pe cuvânt, problema interiorului meu este rezolvată. Și acum ascultați care este ecuația prin care putem urmări
pe oameni, pentru ca nu cumva, ne întoarcem la Iuda, să se strecoare printre noi unii oameni și să nu știm de unde să-i apucăm și cum să-i judecăm și cum să-i identificăm. Noastră veți spune, ce pasă mie de alții? Trebuie să spese că Biblia spune, vegheați unii asupra altora. Fratele meu, sora mea, ești între frați, ești între surori. Ești responsabilă de sora de lângă tine, ești responsabil de fratele de lângă tine. Ești responsabil de cea și cel care cântă lângă tine. Suntem responsabili unul de altul când stăm înaintea bisericii. Și auziți, oamenii ăștia care stau aici vor da socoteală de sufletele voastre. Și sunt responsabili să se uite, să pună reflectorul pe dumneavoastră și să n-aveți dreptul să le spuneți, dar cine ești tu, Doamne, să te bagi în viața mea? Păi mă bag pentru că îți iubesc sufletul și Dumnezeu mă trage la răspundere. Dacă te-am lăsat să fii fals, dacă te-am lăsat să trăiești o viață de minciună. În epistola Apostolului Pavel către Romani, în capitolul 8, este această ecuație. Acum, există un mod obiectiv și un mod subiectiv de a privi lucrurile. De unde e Dumnezeu, lucrurile sunt totdeauna clare și Dumnezeu are partea obiectivă. Întotdeauna. El nu se înșală niciodată. În Doi Timotei, capitolul 2, cu versetul 19, spune așa. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Ce înseamnă temelia tare a lui Dumnezeu? Dumnezeu nu e niciodată, n-are niciodată semne de întrebare. La Dumnezeu lucrurile sunt clare. La noi mai trece până se clarifică. Dar de unde stă Dumnezeu nu există ceață. Totul este foarte clar. Și spune, care-i pecetea? Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. El vede etichetele pe care noi nu le vedem. Știți că fiecare din noi are o etichetă pe frunte pe care scrie creștin autentic sau creștin fals. Creștin de adevăratele sau creștin prefăcut. Și Dumnezeu vede eticheta aia. El nici mai trebuie să se uite. S-a terminat. Problema e că noi nu vedem etichetele. Și atunci noi trebuie să o luăm în mod obiectiv. Dumnezeu o ia de sus în jos, noi o luăm de jos în sus. Și acum ascultați care este ecuația demascării realității credinței noastre. Dacă suntem de adevăratelea sau nu. În Romani 8:1 spune, acum dar nu este nicio osândire, nicio condamnare pentru cei ce sunt în Hristos. Adică este o categorie de oameni, oameni împărăției lui Dumnezeu, care sunt ai lui Hristos. Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Sunt unii care sunt ai lui. Așa scrie pe eticheta pe care noi nu putem vedea. Și acum ascultați, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, asta înseamnă că lângă cei care sunt ai lui Hristos și în opoziție, sunt cei care nu sunt ai lui Hristos. Sunt două categorii de oameni. Oameni adevărați și oameni falși. Oamenii care sunt și oamenii care nu sunt ai lui Hristos. Care e diferența dintre ei? Cei care sunt în Hristos nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, dar cine trăiește după îndemnurile firii pământești? Ceilalți, care nu sunt ai Domnului. Ci după îndemnurile Duhului. Avem două categorii de oameni. Oameni care l-au primit pe Hristos ca Domn, au fost umpluți cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt locuiește în ei, ei și-au dat mădularele ca roabele neprihănirii și ei ascultă de îndemnurile Duhului. Execută comenzile Duhului în spiritul neprihănirii lui Iisus Hristos. Cealaltă categorie, nu sunt ai lui Dumnezeu. Oamenii aceștia ascultă de îndemnurile
firii pământești care le domină viața pentru că ei au îmbrățișat stilul de viață al lumii. N-au răstignit firea pământească, n-au dat mădularele lor roabe neprihănirii. Bun, și de unde știu eu de cine ascult tu? Și acum există a treia treaptă acestei ecuații, mergem din ce în ce mai jos, că de aici pornim noi ca să ajungem la etichetă. Și ascultați ce spune versetul 5 din Roman 8. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii. Ei, aici m-am lămurit, că toți știm ce înseamnă lucruri. Care sunt lucrurile? Păi ăsta e un lucru. Ăsta e un lucru. Ăsta e un lucru. Astea sunt lucruri. Și e ușor să iau calendarul de fiecare zi al unui om, să văd cum își organizează viața, unde se duce și ce face. Ce își cumpără, cum se îmbracă, cum vorbește, adică ce scoate la exterior. În momentul în care m-am uitat la lucrurile după care umblă, unde ai fost, frate, duminică? La pescuit. Să n-aveți impresia că am ceva împotriva pescarilor. Avem în biserică mai mulți decât ne trebuie. Însă duminică e ziua Domnului, nu e ziua peștelui. Duminică e ziua Domnului, nu e ziua meciului. Acum eu nu cred în... Mă iertați, fraților, că zice că facem și noi sport, mișcare în aer. Du-te și joacă-te afară, nicio problemă, ia și copiii, dă mingea aia până se face praf. Însă sportul ne prezintă o formă de idolatrie. E o formă de idolatrie. Oameni care se îndrăgostesc de vedete. Ori noi trebuie să fim îndrăgostiți doar de Hristos. În clasamentul vieții noastre nu există locul 1, locul 2 și locul 3. Există un singur loc și pe locul ăla nu stă decât Hristos. Ne pierdem de multe ori ore în șir să ne uităm la meciuri și la evenimente sportive, la concerte, la temir ce. Noi am avut o discuție cu tinerii și le-am spus să trimită întrebări. Și vă dați seama că marea majoritate a întrebărilor au avut de-a face cu lucruri. E păcat să porți bijuterii, trebuie surorile să-și acopere capul, trebuie... interesează pe ăștia lucrurile despre cârpe. Și una din întrebări a fost referitor la meciuri. Dacă e păcat să mergi pe stadion sau e păcat să mergi sau să te uiți la televizor ori în șir la meciuri. Și le-am spus doar atât, mai copii. Uneori nu neapărat negativizând un anumit lucru vă pot lămuri, ci prin comparații. În grădina Ghețimani, înaintea celui mai mare test, nu din viața Mântuitorului. Mântuitorul n-a avut parte de niciun test în Ghețimani. El a știut pentru ce vine, spune, pentru că știa că de la Tatăl a venit, la Tatăl se întoarce. Spunea la un moment dat, zice, ce voi zice acum, să treacă de la mine paharul acesta, să nu vină ceasul acesta? Păi eu pentru asta am venit. Asta e scopul existenței mele. Dacă nu fac asta, am existat degeaba. Asta a spus Domnul Iisus. În Ghețiman, testul n-a fost al Domnului Iisus, a fost al ucenicilor. Fac o paranteză ca să nu vă las cu semne de întrebare. Când Domnul Iisus Hristos a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, mesajul acela n-a fost pentru el, n-a fost o discuție între el și Dumnezeu, unde în sfârșit, pentru ultima oară, au renegociat crucea. Nu. A fost pentru ca Domnul Iisus Hristos să dovedească trei lucruri. Prin întrebarea aia a demonstrat trei lucruri. Mai întâi și-a demonstrat umanitatea. Că dacă nu era om, nu putea să moară.
Că Dumnezeu nu poate să moară. El a fost 100% om, 100% Dumnezeu. Când a spus: Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, în umanitatea lui s-a uitat la cuie, s-a uitat la bice, s-a uitat la toate lucrurile la care noi, dacă ne uitam, tremuram, ne-am fi înfiorat. Și umanitatea are un instinct al autoprotecției. Și ca să se demonstreze că Hristos a fost 100% om, a dat curs umanității din el să reacționeze la tortură. Și când Hristos a spus: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, a demonstrat că a fost om. În al doilea rând, a demonstrat că este Dumnezeu. Pentru că în paharul acela nu erau doar cuiele, nu erau doar bicele, nu erau doar rănile, nu era doar crucea, nu era doar insultele, nu era doar moartea. Acolo erau păcatele noastre, minciunile noastre, răutățile noastre, stricăciunea întregii omeniri. Și vă dați seama, Dumnezeul Sfânt, 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 când s-a văzut în fața la această cloacă mizerabilă, la această scursură teribilă a lumii, s-a îngrețoșat, i-a venit greață, un instinct dumnezeiesc, că Biblia spune că Dumnezeu este despărțit de păcătoși, că Dumnezeu urăște păcatul lui Dumnezeu. Păi până și creația este greață de păcat. Biblia spune că pământul, firea, natura se zvârcolește și geme în agonia aceasta. Creația lui Dumnezeu făcută să-L reprezinte pe Dumnezeu. Pământul e îngrețoșat, se cutremură, se zguduie de scârba păcatelor și de povara faptului că a fost îmbibat în sânge și în silnicie, ca un burete. Ei, natura divină a Domnului Iisus Hristos a simțit această repulsie imensă în fața acelor nelegiuiri. Dacă ar fi băut paharul cu plăcere, ai fi zis că îi place să se încarce cu toate acele mizerii. Nu, natura lui perfectă, divină, s-a strâmbat în fața paharului. Dar mai este un al treilea motiv, pentru că întrebarea Domnului Iisus Hristos a fost: dacă este cu putință, depărtează paharul acesta. Și Dumnezeu a trimis un înger să-L întărească și răspunsul a fost: nu, fiule, nu există nicio altă posibilitate ca nimeni să nu vină să spună mai târziu. Ce l-a apucat pe Dumnezeu să-L jertfească pe Hristos? Dar ce, dacă El e Dumnezeu atotputernic și atotștiutor, nu putea El să găsească o altă variantă? Și răspunsul este nu. Ghețiman dovedește unicitatea Domnului Iisus Hristos, că numai El putea să plătească prețul. De fapt, în iad vor ajunge oamenii care hotărăsc să-și plătească ei prețul. Psalmistul spunea odinioară: răscumpărarea lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Dumnezeu, când unul a reușit să-și plătească prețul păcatelor, l-ar scoate din iad. Dar stă acolo o veșnicie, pentru că nu se termină de plătit prețul păcatului. Că singurul care poate plăti prețul păcatului pentru unul sau pentru toți este Domnul Iisus Hristos. Doar așa și doar El. Însă, în agonia lui, când e un du-te vino, merge și se întoarce la ucenici, se mai întoarce la ucenici, pentru că despre ei era vorba. Îi găsește dormind și spune: ce, un ceas n-ați putut să vegheați în rugăciune alături de mine? Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și noaptea aceea toți au fugit și toți au căzut la examen, în frunte cu aceștia trei care erau cei mai selecți dintre toți ucenicii. Dragii mei, noi luptăm împotriva diavolului în fiecare zi. Suntem în fața unei agonii despre care Pavel spunea în Romani 7, că e o luptă pe viață și pe moarte în interiorul nostru, între firea pământească care își cere drepturile și Duhul care poftește împotriva firii și firea împotriva Duhului. E o luptă fără armistițiu, fără pauză, pe viață și pe moarte.
Și în războiul acesta, dacă ucenicii ar fi avut nevoie de un ceas și Domnul Iisus Hristos a dus de 3 ori și s-a rugat. Dar dacă ucenicii ar fi avut nevoie măcar de un ceas, întrebarea este, nu credeți că pocăiții de astăzi ar avea nevoie de un ceas de rugăciune în fiecare zi? Și pentru că scripturile și rugăciunea nu s-au certat niciodată, noi le mai facem să se certe în mod artificial, când ni se pare că e prea multă rugăciune și prea puțin cuvânt, predicatorilor li se pare că e prea puțin cuvânt și ar trebui să aibă mai mult. Dragii mei, nu se ceartă. Cât îi trebuie la una, îi trebuie și la alta. Rugăciunea trebuie să fie neîncetat, iar scripturile la timp și ne la timp, adică tot neîncetat. Dacă dai o oră pe zi, rugăciunii trebuie să dai o oră pe zi scripturilor. Ce mă șochează este aceiași credincioși care n-au nicio problemă să stea 2-3 ore la televizor și să se uite la un meci de fotbal. N-au nicio problemă să stea să se uite la un film 2-3 ore. Crapă de ciudă atunci când le spui că trebuie să se roage o oră pe zi și să citească scripturile odată pe zi. Frate, te auzi ce vorbești? Dar 2 ore, frate? 2 ore, frate? Păi 2 ore. Că dacă nu te mai uiți la meciuri și nu te mai uiți la filme, ai timp și de familie, ai timp și de Dumnezeu și ești întărit spiritual. Frați și surori, pocăința, mântuirea, viața de credință nu e o joacă. Nu e un lucru simplu. Lucrurile manifestate prin trăirea noastră, lucrurile manifestate prin orarul nostru zilnic, prin ceea ce programăm în calendarul nostru zilnic, demonstrează dacă suntem ai Domnului sau nu. Și când eu îl văd pe un om și văd comportamentul și văd prioritățile și văd unde merge și văd ce face, mă iertați, chiar am curajul să vin și să spun, tu nu ești al Domnului. Și mai spun un lucru și închei. Foarte, foarte curând va veni un test, un examen peste întreaga omenire. Vorbeam de împărăția lui Dumnezeu. În Evrei, în capitolul 12, Biblia spune că totul va fi clătinat, va fi zdruncinat. Pentru ca să rămână numai ceea ce nu se poate clătina. Și spune, fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori, o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Singura împărăție care nu se clătine este împărăția lui Dumnezeu. Dar ca să se demonstreze lucrul acesta, într-o zi, toate celelalte instituții, toate celelalte împărății se vor prăbuși și se vor face praf și pulbere. Ca să rămână numai ceea ce nu se poate clătina. Până să vină clătinarea, stau zgârie nori în picioare și arată extraordinar. Stau instituțiile umane, stau împărățiile umane în picioare, stă Uniunea Europeană, stă America, stau toate organizațiile din lumea asta în picioare, funcționează. Dau legi, au autoritate. Însă vine marea clătinare când, vă garantez, una nu rămâne. Piatră pe piatră, dacă n-a rămas piatră pe piatră la templu, cu atât mai mult nu va rămâne piatră pe piatră din niciuna dintre împărățiile acestei lumi. Doar împărăția lui Dumnezeu va rămâne. Și acum, cum va rămâne împărăția lui Dumnezeu în picioare și cum va testa Dumnezeu toate entitățile? Biblia ne vorbește despre 3 entități. Prima entitate sunt neamurile, a doua entitate este Israelul și a treia entitate este Biserica. Toate aceste 3 entități vor fi zdruncinate.
Hai să vorbim puțin de neamuri. Isaia 13 cu 9. Iată vine ziua Domnului, Isaia 9. Zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu, praf. Îl face praf. Și va nimici pe toți păcătoșii de pe el, căci stelele cerurilor, versetul 10, și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Versetul 11, voi pedepsi, zice Domnul, ce? Lumea, neamurile, lumea, pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborâ seneția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scumpi decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile. Iată conceptul clătinării din Evrei 12. Și pământul se va zgudui din temelia lui de mânia Domnului oștirilor în ziua mâniei lui aprinse. În Apocalipsa 11, cuvântul Domnului spune, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia lui Dumnezeu. Când se mânie neamurile, suferă Israelul, suferă biserica. Când se mânie Dumnezeu, de fapt, necazul cel mare e format din două mânii, mânia neamurilor și mânia lui Dumnezeu, care pedepsește neamurile. Ne întoarcem puțin ca să explicăm această rămășiță a neamurilor. Isaia 13 cu 12. Afișăm din nou Isaia 13 cu 12. Ascultați. Voi face pe oameni mai rar decât aurul curat și mai scump decât aurul din Ofir. Știți ce înseamnă asta? Că dacă cumva ești în viață atunci și umbli pe pământ, ai mai mari șanse să dai de o mină de aur decât de un om. Așa de rar vor rămâne oamenii pe pământ, când Dumnezeu va purifica neamurile și va rămâne doar o rămășiță din fiecare neam în baza genetică a căreia Dumnezeu va reconstrui neamurile în timpul domniei de 1000 de ani, când Hristos își instaurează domnia pe pământ și o ia de la zero. Și 1000 de ani va fi pace, prosperitate și binecuvântare. Asta este rămășița neamurilor. Doi, rămășița lui Israel. Testul pentru Israel. Israel va fi clătinat și zdruncinat. Isaia 28 cu 14. Ascultați cuvântul Domnului, batjocoritorilor care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim, pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuința morților. Este vorba de legământul de pace cu Anticrist, ca să-și câștige templul și pacea. Când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca de post minciuna. Pe Satan a întrupat. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adăpostul minciunii. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și învoiala voastră cu locuința morților nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veți fi striviți de ea. În Roman 9 cu 27, 11, 5 la 7 și apoi 25 la 27, Biblia ne spune că va rămâne doar o rămășiță din Israel. Atunci Israelul va fi mântuit și anume o rămășiță ce va rămâne. Balaurul va fugi să se lupte cu rămășița femeii care reprezintă Israelul din Apocalipsa 12. Doar o rămășiță din Israel. Zice, dacă ar fi Israelul ca stelele de pe cer și ca nisipul de pe mare, marginea mării, doar o rămășiță va fi mântuită. Însuși Israelul va fi clătinat și majoritatea vor cădea. Rămășiță înseamnă rest.
Însă să știți că și biserica va fi clătinată. Pentru că s-au strecurat printre noi asemenea oameni. Astăzi arătăm toți bine și nu vedem etichetele. Cine e al Domnului și cine nu. Și Dumnezeu știți cum tranșează lucrurile. Ea și biserica și-o îngăduie să fie clătinată, zdruncinată, ca să nu rămână decât ce este autentic. Ascultați ce spune în Matei 24. Haideți să citim de la versetul 1, că cu asta încheiem. Matei 24 cu versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucrurile contează. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne, când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, că s-au strecurat printre noi înșelători. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci, rețineți cuvântul atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Începe să se zgâlție și se clatine împărățiile. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Și acum ascultați. Atunci, vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Nu, Israelul nu va fi urât pentru numele Domnului. Oamenii care vor pieri sunt oamenii care îl resping, care trăiesc în mod secular astăzi. Mărturia Domnului nu este în Israel acum. Va fi în timpul domniei de 1000 de ani, Israel și biserica. Acum Israelul nu poartă mărturia Domnului. Biserica este chivotul legământului. Că în Apocalipsa 11, când se termină mânia neamurilor și începe mânia lui Dumnezeu, în cer, în templul din cer, se vede chivotul. Foarte mulți caută chivotul. Unde e chivotul? Și cuvântul Domnului spune în Ieremia că nu-l vor mai face, nu-l vor mai căuta și nici nu vor mai întreba de el. De ce? Dumnezeu are chivot. Chivotul lui Dumnezeu suntem noi, biserica lui, purtătorii mărturiei. Și acum ascultați. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea. Fraților, câți vor cădea? Când încep, când cade omul? Când îl zgâlții? Când îi tragi preșul de sub picioare? Când vine cu tremurul, omul cade, se prăbușește, dacă nu are stabilitate. Ce citeam despre piatra unghiulară? Spune, cine o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă. Se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. S-au strecurat printre voi și trebuie să vină cu tremurul ca să-i dea pe față. Și din pricina înmulțirii fără de lege, și acum ascultați, dragostea, deci câți vor cădea, fraților? Mulți. Și aici auziți, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit? Trăim vremuri tulburi. Noi nu știm ziua și ceasul, dar aș vrea să vă spun că în spatele ușilor închise se fac planuri pentru zgâlțuirea temeliilor lui Israel și ale bisericii. Oamenii fac planuri și până la un punct vor fi lăsați să și le aducă la îndeplinire. Permiteți-mi să vă spun că și Dumnezeu face planuri.
Dacă lumea face planuri împotriva noastră, haideți, printr-o viață sfântă și evlavioasă, să așteptăm și să grăbim venirea zilei lui Dumnezeu, să fim găsiți fără vină și în pace. Acum este timpul de adunat un de lemn. Vine vremea când împărăția pământului se va zdruncina și se va prăbuși. Că tot v-am zis de meciuri, de filme, se va termina cu meciurile, se va termina cu filmele, se va termina cu internetul, cu toate lucrurile lumii, că Dumnezeu le va zgâlți și le va face pe toate praf și nu vor mai exista. La ce îți va folosi atunci? Fecioară neînțeleaptă! Că ți-ai petrecut timpul fără Dumnezeu în distracții, în divertisment. S-a pus praful pe Biblia ta. Ți s-a înțepenit fermoarul. Și ți se tocește covorul că intri încălțat în casă. Nu că-l freci cu genunchii. Avem case mari, dar nu mai avem odăițe. Avem etaje, dar nu mai avem odaia de sus. Dacă aveți impresia că mă refer fizic, nu mă refer fizic. Mă refer locul întâlnirii tale cu Dumnezeu. De câtă vreme stă Dumnezeu singur? De câtă vreme îți petreci vremea în păcat? M-am gândit de multe ori la... Pentru că Biblia spune că Hristos răstignit a fost zugrăvit în fața ochilor noștri. Prin credință. N-am nevoie de filme să mi-l descrie pe Hristos. Imagine distorsionată, actori mizerabili, stricați, cu un stil de viață păcătos, rejoacă roluri. Hristos nu e un rol. Hristos trebuie să fie o realitate în viața mea și a ta. Nu un film trebuie să-l prezinte pe Hristos în fața lumii, ci tu cu viața ta, cu mărturia ta. În vechime era adus un animal și sacrificat în fața păcătosului. Ar fi sperat Dumnezeu că uitându-se la ființa aceea nevinovată care i se vărsa sângele, să fie cuprins de compasiune și să spună: din cauza mea mă uit la imaginea aceasta teribilă, la vărsarea aceasta de sânge. Animalul acesta nevinovat pe care l-am crescut, pe care l-am mângâiat, l-am adus acum și s-a vărsat sângele. Pentru că în anul care a trecut, eu mi-am bătut joc de legea lui Dumnezeu și de învățăturile ei. Te-ai fi gândit că omul va fi sensibilizat. Și că anul următor, ori de câte ori o ispită, l-ar fi întâlnit pe calea vieții și ar fi adus aminte de imaginea aceea înfiorătoare. Inima omului este nespus de înșelătoare, de deznădăjduit, de rea. Știți ce a făcut omul? A spus: ce cale simplă, mai omor un animal și mai păcătuiesc un an. Și acum noi nu mai avem de-a face cu un miel, avem de-a face cu mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și prin credință a fost zugrăvită crucea, că Biblia spune: n-am vrut să-L știu între voi decât pe Hristos și pe-L răstignit. Și s-a gândit Dumnezeu că pocăiții, oamenii care au înțeles adevărul Evangheliei, vor închide ochii și vor parcurge distanța aceasta până la cruce și îl vor vedea pe Hristos răstignit, batjocorit și frânt pentru păcatele noastre. Și va zice credinciosul: cum să-mi permit să mai mint? Cum să-mi permit să mai înșel? Cum să-mi permit să mai vorbesc urât? Cum să-mi permit să urăsc, să mint, să fur? Cum să-mi permit să păcătuiesc? Privind în același timp la jertfa care a spălat toate aceste nelegiuiri din viața mea. Cum să-mi pierd timpul când am un cuvânt minunat care îmi dă viață? Există o expresie pe care Domnul Iisus Hristos o rostește fariseilor și pe care noi de multe ori o interpretăm greșit, o citim greșit. De aia zice Biblia: luați seama la citire.
spune, voi cercetați Scripturile pentru că credeți că în ele găsiți viață, dar tocmai Scripturile vorbesc despre noi. Și noi parafrazăm și spunem, fraților, cercetați Scripturile pentru că în ele găsiți viață. Nu, asta nu e un imperativ, este o constatare. Știți ce le spune el fariseilor? Voi cercetați Scripturile. Știți de ce le cercetați? Pentru că credeți că în ele găsiți viață, dar tocmai Scripturile acestea vorbesc despre mine și voi pe mine mă respingeți. Cum este posibil să cercetezi Scripturile ca să găsești viață și tocmai ființa care ți aduce viața să-i întorci spatele? Nu cumva am ajuns și noi la fel. Dar noi suntem mai răi, că noi nici măcar nu mai cercetăm Scripturile, fraților. De asta am devenit așa de creduli. Și vine orice vânt de învățătură și ne fură, că sună bine lozincile lor. Eu vreau să vă las un ultim cuvânt în seara aceasta. Și să vă spun că Dumnezeu nu are nevoie de nimic. Dumnezeu este dragoste și ne iubește. Dacă ne pocăim cu adevărat, pentru că El nu-și compromite și nu-și negociază principiile și valorile, are atâta dragoste și un cer așa de mare că toți încăpem acolo. Miliarde de ei. Dar dacă nu ne pocăim cu adevărat, Dumnezeu nu se va plictisi o eternitate singur pentru că este autosuficient. Toată învățătura pe care ne-o dă prin Scripturi, modul în care ne cheamă insistent, ce nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Nu ca să continui să trăiești la fel, să spui, nu m-a trăznit, pot continua. Te rog din toată inima, uită-te la bunătatea și uită-te și la asprimea lui Dumnezeu. Bunătate pentru cei ce se pocăiesc, asprime pentru cei care îl resping. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să luăm decizia corectă în seara aceasta.